Starea în cercetare științifică astăzi reflectă nivelul dezvoltării economiei și a societății în țară, în viitor. Iată, acestea fiind spuse, vreau să vă atrag atenția la unele probleme care au apărut în rezultatul implementării reformelor. Știți că, începând cu anul 2017, în sfera cercetării și inovării au fost implementate reforme. Vreau să menționez că aceste reforme au fost așteptate. În general, au fost făcuți și pași logici, de exemplu, elaborarea politicilor în domeniul cercetării și inovării au trecut la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și eu cred că asta e un lucru bun, fiindcă așa se face majoritatea țărilor lumii. A fost creată Agenția Națională de Cercetare de Dezvoltare, acum, iată, este anunțat un concurs de proiecte, adică distribuirea banilor prin concurs, crearea acestei agenții, în general, tot a fost un pas logic, să vedem, pentru că nu mai a început activitatea. Ceea ce s-a întâmplat și noi nu am fost de acord de la bun început și nu suntem de acord nici astăzi, asta este trecerea institutelor de cercetare de la Academia de Știință a Moldovei la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Adică cele 19 institute care au fost în subordine Academiei, ele au trecut în subordine Ministerului. Desigur că rezultatul s-a schimbat radical rolul Academiei de Știință. Deci, da, conform legii, noi suntem consultantul strategic al Guvernului, conform legii, noi elaborăm raportul cu privire la starea științei în Republica Moldova. Totul este corect, dar noi nu avem pârghii reale de a influența asupra stării științei. Cu atât mai mult că fără institute de cercetare, desigur că noi deja practic ne-am prefăcut deci, o comunitate a membrilor Academiei. Desigur că este vorba în cazul ăsta de o formă, dar fără conținut, fără pârghii reale de a influența asupra situației. Vreau să vă atrag atenția că Academia de Știință a Moldovei a fost fondată în 1961, adică aproape 60 de ani în urmă, în baza unor institute de cercetare care erau la momentul respectiv. Cu timpul au fost create și alte institute, știința se dezvolta, a fost formată o elită intelectuală a țării, constituită din savanți notori, care ne-au dus faima în toată lumea. Vreau să menționez că la începutul anilor 90 am început să vizitez țări îndepărtate, Statele Unite, Japonia. La început desenam, arătăm harta lumii și acolo trebuia să demonstrez unde se află Republica Moldova, pentru că nu știau pur și simplu. Astăzi, în toate centrele de cercetare ale lumii, cunosc unde este Republica Moldova. Și asta datorită acelor savanți care s-au sacrificat prin entuziasmul lor, prin devotamentul lor, prin dăruirea lor. Deci au dus faima țării departe de hotarele ei. Deci au fost create școli științifice. Școli științifice, eu aș spune, elitare, care iarăși au dezvoltat domenii științifice și Republica Moldova este cunoscută pe toate continentele prin elaborările sale. Academia de Știință a fost acea locomotivă care ne-a asociat la programele europene de cercetare și inovare. Cunosc acest lucru pentru că personal am participat, am prezentat multe rapoarte despre starea științei în țara noastră la Bruxelles. Deci, Republica Moldova a fost prima țară din CSI și din parteneriatul estic care a reușit să se asocieze mai întâi la programul cadru 7, de la 1 ianuarie 2012 suntem asociați la programele comunitare și mai apoi ne-am asociat și la programul Orizont 2020. La adunare generală din 12 iulie, curent, am discutat unele propuneri pentru modificarea codului cu privire la știință și inovare.
Adică noi am vrea să revedem unele stipulări ale legii care să ne permită să rearticulăm la normalitate unele aspecte care noi considerăm că deci nu au fost reușite. Acele propuneri care noi le-am elaborat și le-am discutat la 12 iulie au fost transmise în adresa președinției, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova. Au fost o serie de discuții la diferite niveluri și vreau să menționez că două întrevederi au avut loc la președinție. Domnul președinte Igor Dodon s-a întâlnit cu reprezentanții Academiei de Științe a Moldovei, în care a fost discutată situația din sfera, din domeniul cercetării și inovării și în rezultat a fost înregistrată o inițiativă legislativă din partea președintelui Republicii Moldova. Această inițiativă legislativă a fost expusă spre audieri publice la 16 octombrie curent. Inițiativa legislativă a fost susținută de Prezidiul Academiei de Științe, Consiliul Consultativ al membrilor Academiei, Consiliul Directorilor de Institute și de o serie de academii din regiune, academii care au institute de cercetare, care au tradiții, așa cum Academia de Știință a Moldovei, aproape 60 de ani, a demonstrat că este capabilă de a dezvolta cercetare științifică și a asigura un nivel înalt al cercetărilor. Am primit susținere de la Academia Română, Academia de Știință Agricolă și Silvice din România, Academia de Știință a Bulgariei, Asociația Internațională a Academiilor de Științe, Academia Națională de Știință din Ucraina și Academia Națională de Știință din Belarus. Aceste susțineri sunt pe site-ul Academiei de Științe, asm.md. Până azi puteți face cunoștință și eu rog poate să aducem, să dăm câte o copie doamna Eugenia sau doamna, vă rog, da. În contextul incertitudinii cu finanțarea cercetării pentru anul viitor, vreau să menționez că incertitudinea este și cu infrastructura de cercetare. Infrastructura de cercetare este destul de slabă și incertitudinea este și cu finanțarea cercetătorilor științifici. Actualmente este un concurs de proiecte. Toți cercetătorii, echipele de cercetători au pregătit propuneri de proiecte și le-au înaintat. Dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că regulamentul de cercetări instituționale, așa și nu a fost aprobat până astăzi și din această cauză și-a apărut această incertitudine, fiindcă acum situația e următoare. Echipele participă la concurs, dacă echipa nu câștigă, înseamnă că de la 1 ianuarie anul viitor nu mai are finanțare. Ce înseamnă aceasta? Cu alte cuvinte, echipa trebuie să părăsească sistemul de cercetare și iată, în opinia noastră, aici nu este nicio logică, fiindcă nu poți să închizi un laborator sau un institut numai datorită faptului că nu a câștigat un proiect în cadrul unui concurs. Pentru că orice concurs, desigur că este și o loterie până la urmă. Altceva, că dacă echipa de cercetare, repetat, nu dă dovadă de performanță, dacă echipa de cercetare, repetat, nu are rezultate palpabile, desigur că cu timpul ea trebuie, într-adevăr, scoasă din sistem. Iată, această incertitudine și ne-a forțat să inițiem această conferință de presă și eu am să-l rog atunci pe domnul membru corespondent Alexandru Stratan, dumnealui este și președintele
Consiliului Directorilor de Institute de Cercetare, care va veni cu argumente referitor la necesitatea unei finanțări instituționale care ar acoperi și salariile cercetătorilor științifici de bază. Noi spunem nucleu al cercetătorilor de științifici. Așa experiența au multe țări, inclusiv în România este așa experiență. Domnule membru corespondent, vă rog dumneavoastră să aveți posibilitatea să vă expuneți. Mulțumesc mult, domnule președinte, stimați reprezentanți mass media. În calitatea mea de director al Institutul Național de Cercetări Economice, dar în cazul de față de președinte al Consiliului Directorilor Institutului de Cercetare, vreau să vă comunic că Consiliul Directorilor este întru totul de acord cu prerogativele reformei și cu reforma care este în derulare, în conformitate cu recomandările experților europeni de acum 3 ani de zile, când aceștia din urmă au efectuat un exercițiu absolut independent de evaluarea sferei cercetare inovare în Republica Moldova. Totuși, trebuie să pornim de la dezideratul că reformele nu ar trebui să creeze cumva riscul deteriorării instituțiilor care se ocupă de cercetare în Republica Moldova, fie că este vorba de universități, fie că este vorba de institute de cercetare sau ONG-uri. Și al doilea moment, capacitatea de resurse umane a țării noastre, care este un atu vital al țării noastre. Știți de unde vin toate aceste recomandări? Anume din exercițiul de evaluare făcut acum 3 ani de acei experți deci ai Uniunii Europene. Problema la care vreau să mă refer în continuare foarte și scurt ține, așa după cum a pomenit domnul vicepreședinte, de finanțarea instituțională și necesitatea finanțării instituționale pentru cei care fac cercetare. Și aici acest lucru îi vizează pe toți. Institute, universități, ONG-uri, întreprinderile mici și mijlocii care se ocupă de aspectul cercetării inovării. Vreau să încep cu o comparație care a fost făcută de către colegul nostru, care se ocupă de centometrie, domnul doctor habilitat Gheorghe Cucereanu, care într-o analiză a sa arată foarte bine că în 36 de țări, și aici a inclus toate țările membre ale Uniunii Europene, plus încă alte țări din Europa. Deci în 36 de țări din Uniunea Europene, această analiză arată cum este distribuită finanțarea instituțională vis-a-vis de finanțarea prin competiție, prin proiecte. Și doar în 6 țări, finanțarea prin competiție este mai mare de 50% decât în alte țări. În restul 30 de țări, finanțarea instituțională, în statele Uniunii Europene și alte țări ale Europei, este net mai mare de 50%, pe alocuri constituind chiar 60, 70 sau 80%. În programul național pentru domeniile cercetării și inovării, care a fost acum aprobat recent în luna august, se prevede că finanțarea instituțională în Republica Moldova va fi distribuită în felul următor: 40% la anul viitor din totalul finanțării sferei cercetare și inovare, plus de asta cu diminuare de minus 5% în fiecare an. Spuneți-mi, vă rog, noi vrem să întrecem întreaga Europa? Sau asta trebuie să reducem? Sau în cazul în care prin implementarea acestei decizii noi nu luăm în calcul că suntem finanțați per capita de 80 de ori, repet, de 80 de ori, nu de câteva ori, mai puțin pe cap de locuitor revine finanțarea a sferii cercetării, inovării, comparativ cu media din Uniunea Europeană, cu doar media din Uniunea Europeană, atunci nu știu cum noi putem concura și face o concurență țărilor, nu numai din spectrul celor dezvoltate, dar și țărilor din regiune. Vreau să menționez că noi suntem întru totul de acord de asemenea cu concursul care are loc în domeniul cercetării, inovării, însă, acest concurs trebuie să fie unul stimulativ. Acest concurs trebuie să fie unul motivator. Noi nu putem da toată competiția și toată finanțarea acelor entități care participă la concurs. Deci și aici mă refer, în primul rând, la componenta de bază, salarizarea cercetătorilor științifici prin concurs. De ce? Am să vin în continuare cu anumite argumente. Deci, în primul rând, de-a lungul timpului și foarte greu au fost create anumite direcții și școli științifice. În primul rând, este nevoie de asigurarea existenței
institutelor de cercetare. Deci, acum, în prezent, ca să înțelegeți foarte bine, cu alte cuvinte, amenințarea de bază este că niciun proiect din cadrul unui institut de cercetare ar putea să nu treacă concursul. Și el nu trece concursul nu din cauza că este un proiect rău scris, ineficient, neperformant, dar din cauza că este, într-adevăr, o competiție și trebuie să câștige doar un proiect care acumulează o sumă mai mare de valori. Ce se întâmplă cu echipa de cercetători care de-a lungul anilor a activat și a creat o școală științifică în continuare? Ea pur și simplu rămâne în afara câmpului de luptă în cazul de față. Asigurarea integrității institutelor. Deci riscul ca doar unele proiecte să nu treacă, deci concursul să nu fie câștigătoare. În acest fel, de asemenea, acele echipe de cercetare care nu se vor regăsi în continuare vor fi nevoite să părăsească această sferă. Atragerea tineretului. Deci noi considerăm că și suntem fer convinși și vedem acum după cum evoluează lucrurile. Tineretul este plin de incertitudine, iar una din prerogativele și una din recomandările programului ține de majorarea numărului tinerilor care vin în cercetare. Și acest lucru nu va avea loc, deoarece nimeni nu va risca și nu va aștepta încă o perioadă de 4 ani ca să meargă pur și simplu la concurs și să-și câștige acea bucată de pâine. Contractarea proiectelor internaționale, bilaterale și multilaterale este pusă sub semnul întrebării, inclusiv a celor în derulare la moment. Pentru că în cazul în care unele echipe de cercetători nu trec concursul, se deteriorează din start și acele parteneriate care sunt acum la moment în vigoare. Există foarte multe proiecte internaționale în programele încă, deci FP7 în derulare, Orizont 2020, alte programe multilaterale, semnate și finanțate de diversi donatori, unde sunt implicați foarte mulți cercetători și aceștia de unul pur și simplu nu se regăsesc în viitor în continuarea acestor proiecte din cauza că își pierd locul de bază de muncă. De asemenea, ceea ce este mai grav, desigur că noi ne propunem să evităm cumva o creștere a numărului șomerilor în țara noastră, în special a populației de vârstă medie, pentru că acești oameni sunt prin dedicație, sunt prin definiție, deci dedicație acestui domeniu. Să fie foarte clar, omul care vine în cercetare, el vine să facă acest lucru din plăcere. El nu vine să facă aici business sau să facă bani. El creează, el cercetează și ideile și rezultatele sale le expune deja ulterior beneficiarilor sau mediului de afaceri. De aceea, propunerea noastră, reieșind din aceste întrebări, ce se va întâmpla cu echipele de creație la finalizarea proiectelor? Cum vor fi asigurate școlile științifice și continuitatea cercetărilor? Cât tineret va accepta să fie antrenat în cercetare, fiind conștient că peste câțiva ani va fi iarăși nevoie să treacă prin proceduri similare, este următoarea. Să fie stabilită o cotă de 30% pentru finanțarea competitivă prin proiectele, deci pentru proiectele prin competiție, la finalizarea Programului Național de Cercetare și Inovare. Și doi, menținerea finanțării instituționale este necesară pentru a asigura sustenabilitatea organizațiilor științifice din Republica Moldova, a convinge mai departe partenerii de dezvoltare și partenerii în care sunt implicați cercetătorii în cadrul proiectelor internaționale, că acestea vor continua cu aceiași oameni care au demonstrat deja performanță și au fost selectați și au câștigat prin concurs acele proiecte. De asemenea, finanțarea instituțională ar trebui să asigure două componente strict necesare, deci infrastructură și salarizarea cercetătorilor de bază, acel nucleu de care vorbea domnul președinte academician Tighineanu. Altfel, dacă vom lăsa toată competiția doar la discreția deci, concursului, urmează ca să ne confruntăm în viitor cu o posibilă, mă știm să spun acest lucru, un risc ca să aibă loc, nu numai o dezmembrare, dar și să ne confruntăm cu lichidarea instituțiilor de cercetare. Și ceea ce este mai important, până la urmă, este că pentru toți cei care participă la concurs, cercetătorii, diferite grupuri din diferite colective, institute, universități, ONG-uri, mediul de afaceri, concursul de proiecte prin competiție trebuie să fie unul stimulator, adăugător. Iar ca să facem concurență țărilor dezvoltate, țărilor din regiune, așa după cum v-am demonstrat care este distribuția, cel puțin în Europa, departe nu trebuie să mergem, trebuie să ne uităm ce se face peste gard, trebuie să asigurăm o finanțare instituțională, inclusiv cu salarizarea nucleu a unor cercetători de bază, în cadrul finanțării instituționale și nu doar prin concurs.
Da, mulțumim. Mulțumim, domnul membru corespondent. De cine mai dorește să ia cuvântul sau răspundem la întrebări? Da, da, vă rog. Domnul Cărcean Teodor Cortu. Eu sunt academicianul Hurdui, care toată viața am activat în știință și de aceea vreau să subliniez că cunosc bine ceea ce înseamnă a efectua cercetări științifice, ce înseamnă știință contemporană. Astăzi este o zi a științei, o sărbătoare pentru oamenii de știință. Și la această zi noi ar fi de dorit ca să facem o oricare totalizare cu ce a venit știința autohtonă la această zi. Care sunt sarcinile ei în viitor apropiat? Și cu ce noi putem să ne mândrim, dacă avem cu ce ne mândri? În această ordine de idei, eu aș vrea să menționez că, deși știința noastră e într-o stare precară, ea are succese. Aș menționa, în primul rând, în domeniul care conducător e domnul președinte nanotehnologii, în domeniul sanocretologiei, care este o știință predestinată de a crea și menține deja sănătatea, asta îi transmisiuni precisionale. Acestea sunt noi metode de tratament, noi hibrizi și sorturi de plante, tehnologii, biotehnologii de creare a noilor preparate microbiologice. Și totuși, eu vreau să subliniez că asta este o zi de doliu a celor care se ocupă cu știința. Noi am ajuns la aceea că stă întrebarea, va fi ori nu va fi știința autohtonă? Și de ce datoria noastră este de a informa societatea civică, de a informa conducerea țării, știința europeană, că problema existenței, perspectivei științei Moldavie. De ce suntem noi așa de tare îngrijorați? În primul rând, vreau să subliniez că a spus domnul președinte câțiva ani în urmă, 2 ani în urmă, a fost o hotărâre de Parlament și Guvern referitor căroia toate instituțiile au trecut sub ordinea Ministerului de Educație, Cultură și Cercetare și Academia a devenit un club fără interese. A doua, 10 de ani știința fundamentală nu a fost susținută financiar de către stat nici cu un leu de a procura echipament științific. În anul acesta, o treime din personal a fost redus. Conform documentelor care sunt elaborate în ultimul timp de cei care guvernează știința, care determină politica în știință, reiese că următorii 2 ani sau 3 ani va fi redusă știința de 2 ori sau mai mult. Și încă, la sfârșitul anului, noi toți o să fim eliberați de la lucru. Toți.
și numai cei care vor câștiga nu vor deveni șomeri. Vă închipuiți, domnilor, ce masă de colaboratori, oameni de știință, vor fi eliberați de la lucru. Cu potențial mare. Da. Și încă vreau să subliniez că sistemul acesta care a fost introdus de guvernarea științei era eșuat. Noi ne-am găsit într-o situație foarte dificilă și de aceea noi suntem unanim de una și aceeași părere că e necesar de a revizui așa numită lege despre reforma științei și instituțiilor ca un act ce este în defavoarea științei. De a aduce institutele care au fost fondate de către Academie și sub egida Academiei de reîntors în ordinea Academiei. Și fără doar și poate că fără o finanțare la nivelul țărilor europene, noi o să avem foarte multe greutăți de a concura cu aceste universități sau cu aceste academii. Într-un cuvânt, situația e în atâta de critică că cerem și insistăm de a revizui această lege 2 ani urmă. Domnul Cancean, vă mulțumim mult. Înainte de a trece la întrebări, răspunsuri, domnul Cancean Mitrofan Ciobanu, vă rog. Da, vă mulțumesc. În primul rând vreau să menționez următoarele momente. În primul, ar spune că Academia nu este fără organiz, fără interes. Noi interes o rămas, dar pârghii de a realiza acel interes nu mai sunt. Și, de fapt, privind dintr-o parte, iată și eu și doamna academician Eva Godumac, suntem din cadrul universităților. Eu toată viața, cu sufletul sunt în Academie, dar sufletul și trupul sunt în universitate. Și aș spune că Academii, institutele clasice academice, ele au rămas fără o conducere așa comună, fără un interes comun. Ele sunt dispersate. Și în rezultatul concursului și dacă trecem prin finanțarea, prin concurs a instituțiilor academice, asta aduce la dispariția lor. Când a fost creată finanțarea prin concurs instituțional, eu am fost împotrivă. Și am luat cuvânt și la noua dată în cadrul și Academiei, fiindcă așa nu se poate. Trebuie să fie o finanțare de bază în baza acreditărilor. Trebuie forma de, și atunci este o stabilitate. Fiindcă acreditarea instituțională și finanțarea în baza acreditărilor, iam este o formulă. Și asta se privește nu numai la finanțarea instituțiilor academice, dar și la colectivelor de performanță din universități, fiindcă în cadrul universităților sunt colective foarte importante de cercetare, care au legătură directă cu creșterea cadrelor și acolo tot prin anumite colective de performanță, ele se obțin în baza unor acreditări. Fiindcă de-am 30%, 40% a scrie asta concursuri. Asta depinde de necesitățile statului, fiindcă aici vor fi programe de stat și așa mai departe. Dar privind acele programe care noi le-am văzut, acolo sunt așa programe unde noi nu putem acoperi
cu instituția de cercetare, cu colectivul de cercetare, dar sunt alte părți, fiindcă uniți acolo, din 10 institute, pot fi finanțate, care există, pot fi finanțate maximum 3. Și atât, dezbalansul ăsta creează, desigur, o problemă în viitorul științelor. Și dintr-o parte, cum, care trebuie să fie o formulă corectă de finanțare? Eu cred că experiența care este în lume trebuie de aplicat, dar să nu umblăm așa cu formule create de noi însuși. Fiindcă au fost, când s-au absolutizat de conducerea Academiei, finanțarea, și am trecut la altă absolutizare. Trebuie cumva o mediere și care să ne aducă la stabilitate și anume ca tinerii să vadă un viitor. Ducându-ne noi în universități, ducându-ne noi în școli, noi tinerii care vor fi mâine studenți și apoi mâine cetățeni cu toate drepturile, ei trebuie să vadă un viitor. Dar să nu se întâmple așa, că clasa, când la balul care s-o după și o dată examenul de asta, astăzi am fost bacalaureat, mâine diaspora, în diaspora. Da. Dar noi de este cazul avem. Mulțumim, domnule academician. Nu, referitor la tineri, vreau să menționez că, într-adevăr, avem tineri talentați. În septembrie am avut o școală de toamnă pentru studenți. Au fost profesori din Marea Britanie, Germania, Japonia, cu prelegeri și s-au înscris și elevi de la licee. Vreau să vă spun că chiar o plăcere, am discutat cu acești elevi care au o pregătire bună, vorbesc engleză, apropo, fluent și iată, avem o înțelegere cu Ministerul să creăm pentru cei mai talentați liceeni cursuri speciale, chiar am numit aceste cursuri STEAM, în domeniul științei, tehnologiei, deci ingineriei și matematicii, să ne ajute bunul Dumnezeu să le organizăm, să atragem tinerii în cercetare. Onorată asistență, mai avem câteva minute, poate pentru vreo două întrebări, dacă dumneavoastră aveți, vă rog. Domnul Cine, dacă se poate. Știința lucrează, știința servează. Însă, cum vedeți știința pentru pace, dezvoltare, peste 5 sau 10 ani? Ținând cont de cele ce s-a vorbit aici. Nu, vedeți că știința nu are hotare. Și atât prin cercetare științifică se creează punți de colaborare între cercetători din diferite țări, de pe diferite continente. Iar colaborarea, asta e o cale spre pace. În ceea ce privește dezvoltarea, suntem în secolul 21. Fără o cercetare științifică, nu poate să fie dezvoltare, fie că vorbim de economie, fie că vorbim de societate în ansamblu. Este clar. Noi depindem acum de tehnologie. Eu am fost la o conferință în Japonia și au fost reprezentanți din peste 100 de țări. Și prim-ministrul Japoniei de la tribuna acestei conferințe a spus că în fața civilizației sunt multe probleme și soluțiile pot veni doar de la savanți. Asta este corect. În secolul 21, luând în considerare situația, luând în considerare provocările care deci, ne întâlnim în aceste timpuri destul de zbucimate, este clar că cercetătorii științifici trebuie să vină cu soluții. Și asta se referă și la țări, și la uniuni, cum este Uniunea Europeană, și chiar la țările mici, pentru că se spune, am avut diverse discuții de ce o țară mică se dezvoltă tehnologiile când, bine, poate să cumpere tehnologii din alte țări. Stimați colegi, dacă noi nu o să dezvoltăm aici la noi acasă, dacă nu o să pregătim cadre înalt calificate, în timpul apropiat, nu vom putea asimila nici ceea ce se elaborează în Occident. O să procurăm echipamente moderne, ultramoderne, dar care o să fie folosite la 5%, la 10%, sau de la bun început va fi metalizat, pentru că a lucra cu echipamentele moderne, asta înseamnă a avea o pregătire interdisciplinară și atât aici noi avem foarte mult de lucru. Vă mulțumesc! Finanțarea care ar trebui să s-a vorbit mult.
Nu, în primul rând, desigur că nivelul de finanțare trebuie să crească, pentru că noi suntem la nivelul undeva 0,35, poate chiar și mai puțin, deci practic suntem pe unul din ultimele locuri în Europa după finanțare, dacă luăm un procent din procente din PIB, da, în multe țări deja 3%, sunt țări și cu 4%. Deci și problema nu este numai în nivelul finanțării. Problema este, iată cum s-a vorbit, să fie o finanțare instituțională. Fie ea de 50%, 60%, 70%, restul, prin concurs. Fiindcă ce înseamnă o finanțare instituțională? Ce înseamnă un nucleu de cercetători? Asta înseamnă că acei piloni care asigură sustenabilitatea sistemului. Chiar și în Germania. Eu am petrecut ani întregi în Germania, în fiecare laborator, institut, sunt cercetători care au contract nelimitat în timp. Ce înseamnă aceasta? Ei sunt acei piloni. Și prin acești piloni se transmit tradițiile, se transmite experiența acumulată. Prin acești piloni se asigură sustenabilitatea sistemului de cercetare. Domnule Divinanu, dumneavoastră ați menționat că au fost intervenite două dinse la președinție și a fost înaintată o inițiativă legislativă, care data de 16 octombrie a fost pusă audiență publică. Vă rog să spuneți mai multe detalii. Nu, eu de fapt am vorbit despre principale, adică acolo, de exemplu, se stipulează că Academia de Știință are dreptul de a fonda institute de cercetare, acolo este descris ce înseamnă finanțare instituțională și dacă luăm față de ceea ce avem acum în regulamente sau se propune în regulamente și ceea ce propunem noi prin această inițiativă legislativă, deci în afară de infrastructură și personalul aferent, noi am introdus ca finanțarea instituțională să acopere și cercetătorii științifici de bază. Iată aici e vorba de sustenabilitatea sistemului. Cu atât mai mult, dacă în țări dezvoltate este această finanțare, la noi în Republica Moldova, desigur trebuie să fie, fiindcă avem, știți, o singură practic sursă de finanțare. În Germania sunt foarte multe surse. La noi e o singură sursă. Luăm experiența României. Institutele Naționale de Cercetare este noțiunea de finanțare nucleu. În finanțarea nucleu, în afară de finanțarea infrastructurii și personalul aferent, este finanțarea unui nucleu de cercetători științifici. Iarăși este vorba de acei piloni care asigură sustenabilitatea sistemului și îi dă o dezvoltare în dinamică, fiindcă experiența acumulată în fiecare institut, laborator, ea trebuie transmisă. Tinerii vin, doctoranții, au venit, au sunut, au plecat, au venit, au sunut, au plecat. Dar trebuie să fie și pilonii care experiența acumulată, deci o transmit și atât, așa se formează școlile științifice. Să avem această finanțare. Păi totul depinde de noi. Iată, noi... Nu depinde de noi și de guvernare. Nu, adică depinde în primul rând de guvernare, desigur. Dar eu am în vedere că depinde și de noi. Iată de ce această conferință am inițiat-o, ca împreună să conștientizăm, pentru că sunt sigur toți vor bine țării noastre. Toți. Problema e de a înțelege corect și a conștientiza că orice pas care este făcut și nu s-a luat în considerare multe aspecte de ce țin de sustenabilitatea sistemului, deci poate să ducă la un impas. Și mă refer aici și la tineret, fiindcă, știți, eu deja văd că această incertitudine care s-a creat și mulți tineri deja îi văd cum scriu mesaje în centre străine, pentru că este internetul, lumea e deschisă. Și o să pierdem tinerii. Iată, asta este. Și ultima întrebare, vă rog frumos, pentru că deja de 6 luni avem o altă guvernare. Se simte o schimbare, o atenție mai sporită către Academia de Știință? Vedem ce domeniu. Nu știți, pe de-o parte, da, dar noi am vrea ca atenția să fie și mai mult. Adică au fost discuții la comisiile parlamentare.
într-adevăr au fost. Au fost discuții, am fost invitați, am acceptat. Dar deschimbat și legislația ca să fie alte părbiri. Dar trebuie de schimbat legea. Iată, dacă noi reușim să schimbăm legea, atunci eu cred că situația se va ameliora și principalul ca noi să creăm condiții ca sistemul de cercetare la noi să se dezvolte în continuare. Este în interesul țării, fiindcă în secolul 21, fără cercetare bine pusă la punct, nu ai viitor. Mai ales în țară, unde nu avem surse minerale, nu avem surse energetice, nu avem teritorii arabile, fără știință, asta e 100%, nu poate supraviețui țara noastră ca o țară de rând cu altele. Onorată asistență, noi avem 3 minute. O întrebare, Moldova, da. Da. Se poate o întrebare către doamna de la minister. Nefiind de la începutul conferinței de presă, pentru ca să știu ce s-a vorbit, noi, de fapt, spunem același lucru cu toate ocaziile. Reforma care s-a produs și care generează reacții suficient de interesantă, ostile, hai să zicem, din partea mediului academic, nu lipsește Ministerul de șansa de a discuta în continuare, inclusiv îmbunătățirea cadrului normativ actual. De ce s-a ajuns unde s-a ajuns? La solicitarea Academiei de Științe s-a făcut o expertiză, ca să spunem, la genul rentgenului a sistemului de cercetare și inovare în Republica Moldova și s-a depistat niște tumori cronice de natură să ducă la prăbușirea sistemului. Pentru a preveni această prăbușire, s-a intervenit în a schimba statutul Academiei de Științe din autoritate publică în instituție publică. Și deși port un respect deosebit domnului președinte Ion Tighineanu, academician, consacrat mai mult în lume decât în Republica Moldova, discuțiile cu dumnealui în calitate de președinte și nu de membru de guvern acum sunt mult mai fructuoase decât erau până la această remaniere. Academia, în vechea formulă, decidea ce este necesar statului pentru ca să finanțeze în materia cercetării, cât costă și aloca și acești bani. Respectiv, aceste trei funcții au fost separate, Academia rămânând realmente forul științific suprem, care trebuie să susțină toți cercetătorii, nu doar institutele proprii. Cu referire la intențiile de modificare a cadrului normativ, să știți că chiar acum, vin din pregătirea ședinței de guvern, și trebuie să constat cu deosebită satisfacție că, virgulă, comunicarea face minuni. Grație domnului Tighineanu, grație colegilor de la Academie, sperăm să ajungem la un numitor comun cu referire la această inițiativă legislativă. Noi am primit acest proiect de lege, am invitat la discuții, dar discuțiile au trecut prin alte uși, cu susținerea Comisiei Parlamentare de Profil. Ministerul nu insistă să fie în continuare fondator a institutelor de cercetare, doar că trebuie de găsit cel mai nedureros drum ca ele să revină înapoi fără ca să fie prejudiciate. De 2 ani de când suntem fondator, am menținut institutele de cercetare, nu am admis lichidarea, reorganizarea, fuzionarea acestora, am finanțat și în condițiile unei noi legi cu dublare de salarii practic institutele de cercetare preluate de la Academie. Cu referire la finanțarea instituțională, despre care cu insistent delicatețe vorbesc distinși academicieni, n-am avea nimic împotriva acestui concept, decât dacă am găsit sursele financiare necesare. Este vorba de, dar realmente Academia, nu atât Academia, cât cercetarea în Republica Moldova este finanțată în proporție de 0,25% din PIB. Asta înseamnă jumătate de miliard de lei. Jumătate de miliard. Distribuirea corectă. 207 milioane. Pentru programele de stat. Jumătate de miliard, asta înseamnă și bugetul Academiei de 24 de milioane, și bugetul ANCD-ului, și bugetul altor entități, și finanțări a cercetărilor în regiuni. Avem 3 milioane alocate pentru un centru de cercetare în Găgăuzia.
Totul asta împreună face jumătate de miliard. În sensul ăsta, dacă am fi să ne ridicăm, suntem bucuroși să credem că în 2020 sau măcar 2023 vom avea alocat în Republica Moldova 1% din PIB pentru finanțarea cercetării. Asta ar însemna 2 miliarde jumătate de lei. Însă mai trebuie să vedem pentru ce alocăm acești bani, cui îi alocăm și ce rezultate scontate vom avea urmarea finanțării cercetării. Dacă identificăm surse financiare potrivite pentru finanțarea grupurilor de cercetători nucleu, cu siguranță vom susține această inițiativă. Trebuie să vedem care sunt, fiindcă nu avem acum o estimare a numărului de cercetători nucleu și a costurilor de întreținere a acestora pe termen nedeterminat. Din rațiunea prudenței cu care ne uităm și la ceea ce înseamnă competitivitate. Prioritatea acestei reforme este să fie finanțați în primul rând cei mai buni, cei care fac cercetare de excelență, rezultativă, și ceilalți care poate nu au inspirație în anul care vine să aibă o finanțare adecvată, dar nu echivalentă cu cei buni. Ne finanțăm, de fapt, și susținem competitivitatea pentru a avea rezultate, altă manieră nu există, dar suntem gata să discutăm orice soluție propusă de Academie în limitele bugetare pe care le are Republica Moldova și în limitele bugetare pe care își propune să le aibă în anul viitor. Vă mulțumim, noi trebuie să plecăm în sală. Eu aș face așa o mică paranteză. Ca dumneavoastră ați spus, dacă aici avem la 250 milioane, calculată... Vă spun eu, am făcut aceste calcule. Dacă 250 de milioane apar... Avem 3.050 de cercetători, dintre care 800 sunt peste vârsta de pensionare, iar 750 peste 65 de ani. Nu de peste vârsta de pensionare.